Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod Nord în Gemeni. Etalare pentru decembrie 2022. Îmi pare rău că pentru noiembrie n-am reușit să fac. Din acest motiv am început etalările pentru decembrie cu restanțierii, cu berbecii, germenii și balanțele și apoi voi continua cu sărbătoriții, săgetătorul și apoi cu restul zodiacului. Deja descarc de mai mult timp etalarea pentru decembrie la alegere. Sper să vă găsiți mesaje acolo. Am vorbit destul de mult. În fine, ca să recuperez eventual tăcerea care s-a manifestat pe acest canal în ultima vreme. Haideți să vedem, dragii mei, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Geme. Situația generală pentru decembrie, aproximativ, poate sunt situații din noiembrie, poate se va manifesta la anul. Nu vă fixați musai pe luna din calendare, dar vedeți să vedem. Mi-e zic că gemenii sunt bine, sunt mult mai bine decât înainte, dar în fine. Au trecut de hopul cel mare, ia uite-l, extraordinar! Deci v-ați transformat, ați văzut cum a sărit. Am vorbit, au trecut de hopul cel mare. Și când spuneam, mă gândeam la situația prin care a trecut Johnny Depp, care știți că e geamăn și a fost supus la niște chestiuni apropo de bani, de moșteniri, de transformare teribilă. I-a fost și frică la un moment dat. Wow! 30, împărăteasa, pentru mine aceasta e împărăteasa. Și 29, tot așa, o femeie matură asumată. Dincolo de mâncători de ce vreți voi să fie. Șoricei, oameni slabi care vor să profite de alții. De recolta altora. Transformare. Au mai fost ori la etalarea la alegere, da, acolo au fost niște, la nu știu la ce numere, la mai multe numere, au fost mesaje intense la toate cele trei numere. Dacă veți doriți să le ascultați pe toate, vă rog frumos când alegeți. Pentru fiecare număr stabiliți o situație, o anumită persoană, relația cu Xulescu, relația cu Igrulescu sau situația de la job sau situația sentimentală. Da? Dacă vreți să ascultați toate cele trei variante, în general, la o alegere, la o etalare interactivă. Transformare, moarte și regenerare. Am zis că hopul cel mare a trecut. Wow. Care? Hai să vedem asta. Gemeni. Chestiuni care țin de bani, de moșteniri, de tradiții, de obsesii, obsesiile altora, obsesiile voastre, adicții. Casa 8-a Scorpionului, a morții și renașterii, a banilor, a taxelor, a sexului. Am zis obsesiilor. Da, gemeni. Interesant, la capătul setului de cărți, două suflete. Pereche. Eventual o prietenie. Două sufletele perechi reprezintă o prietenie care susține în momente de greutate, de probleme grave, grele. Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. Aș vrea să vorbesc într-o zi, sper totuși, sper, știți, am început eu o serie de, în fine, nu mai contează ce serie, o să vedeți. Dar sper odată să vorbesc despre Johnny Depp. I missed it, tare, tare drag. Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. Decembrie 2022, odată. De două ori, de trei ori și trei ani. Aute conflicte, gelozii, argumente, bătăi, poate chiar și agresivitate în viața unora, dar mergeți cu victorie printre ei, vă faceți cărare, am senzația așa văd acum faitul, vedeți și voi, faceți cărare, băi, dați-vă la o parte. Adică nu mai acceptați orice ofertă, sunteți foarte selectivă, faceți niște planuri, iar e un portal, niște planuri de viitor, învățați să puneți granițe personale, iar cu acest glob și cu faetonul sunteți deciși. Să nu mai acceptați jumătăți de măsură, firmituri,
știți voi, energiile acelea nesatisfăcătoare vă face scărare printre ei. O să vorbesc despre faeton în curând. Stați pe aproape că am niște chestii despre faeton și despre... Da, stați pe aproape, nu sunt doar etalări în acestea, sunt alte chestiuni. Vă face scărare printre ei. Manifestați victorie dincolo de concurență, de obsesii, de conflicte. Foarte bine, bravo, bravo. Ce minuți. Trecut. 4 de bâte. 9 de cupe. Și paletul de cupe. O să clarificăm. 9 și cu 10. Și cu 4 de bâte. Au fost momente de bucurie în viața voastră în trecut. Au fost momente. Au fost momente frumoase în care v-ați putut bucura, în casa voastră ați putut serba evenimente, v-ați putut înfrumuseța casa, dansa, petrece. Poate aveți un copil, unii dintre voi. Dar hai să vedem totul, să clarificăm. Totuși, la capătul setului de cărți, să nu uităm să vorbim despre eremit. Această noapte întunecată a sufletului prin care unii ați trecut. Vă vindecați de aventuroși, vă vindecați eventual și de aventurismul vostru al unora, nu al tuturor, dar recunoaștem, apropo de Johnny Depp, că și el a fost aventuros, dar s-a maturizat. E un tip, mie mi se pare acum foarte matur, un tip creativ, regele de bâte, asumat, cu multă înțelepciune. Dar trecând peste asta, dacă ați avut niște pasiuni, niște oameni care au încercat să vă domine, să vă vindecați, i-am zis, ați trecut, treceți încă poate că tocmai încheiați o etapă grea, e o tăcere. Apare eremitul ca și zodia fecioarei, dar nu obligatoriu, apar semnele de foc, berbec, săgetător, leu, apar și semne de apă, pești, drac, scorpion. Da. Trecăm peste aceste nimicuri care sunt, într-adevăr, sunt zodii, dar nu reprezintă zodiacul, oameni care sunt reprezentanța acestor zodii, cât energii, oameni care au planete în zodia fecioare. Poate voi aveți planete în zodia fecioare. Da? Dau exemple. Ca să nu uitați, să nu vă fixați. Hai să vedem. Clarificăm 4 de bete. Ce a fost acasă în trecut? Cărțile arată bine. Vorbim de un trecut frumos la un moment dat cândva. Dar hai să vedem ce mai înseamnă acest 4 de bâte. Pentru că sunt multe mesaje, multe planuri. Patru de bâte. Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent. Gemenul. Decembrie 2022. Iau. Cavalerul de bâte. Cineva care a pășit în afara casei. Ia uite, moarte. Moarte și renaștere. Zero, da. Ați văzut să... Repet, un aventurism, un aventurier acasă. Poate ați avut acasă un aventurier. Poate voi v-a plăcut să explorați și e dreptul vostru, asta e versiunea superioară a cavalerului de bâte. Să explorați dincolo de cele patru colțuri, de say, out of box, da? Să gândiți, să... Nu doar să gândiți, să și trăiți out of box, mai extravagant de dreptul vostru și vă înțelege super fain. Dacă faceți cu înțelepciune. Însă, dacă a fost ceva mai de joasă vibrație, s-a încheiat treaba aceea. Nebuneala, nebunul, tendința de a risca s-a transformat într-o asumare, regele de monede și regele de cupe. Într-o asumare masculină, ia uite, dincolo de toxic, vă descoperiți. Ia uite, diavolul și nouă de spade, exact ce am zis, noaptea întunecată a sufletului. A sufletului, da. Energii foarte toxice, dar care v-au ajutat să vă înțelegeți. Stabilitatea dintr-un anumit punct de vedere. Profunzimea emoțională din alt punct de vedere. Toate au un scop.
9 de cupe. Yo-ho-ho! 9 de cupe. Ia, extra, ați văzut în fața voastră. 4, mai, 4 de băte invers și 3 de spade. Cine a călcat în afara casei? Măi, ați văzut? Da. V-a adus dezamăgire. Dar vă și ați și început să vă vindecați. Și cum v-ați vindecat? Pentru că 3 de spade e fain. Merge către 2. Blocați oamenii care v-au dezamăgit acasă. Și dacă ei au fost prea egoiști, învățați și voi nu să fiți egoiști, ci să vă iubiți. Varianta superioară a lui 9 de cupe. Varianta inferioară este un personaj care petrece, se gândește doar la el, la ea, da? Vă vindecați, e mișto. Iar transformare, da? Vedeți lucrurile cu alți ochi, 3 de băte. Anticipați sau ați anticipat puterea la care veți ajunge ori acum, ori în viitor, da? Blocați, ați blocat eventual pasiuni. Sau poate că cineva v-a blocat. Ați putea să fiți voi aici îndrăgostiți, dar... sau într-un cer de prieteni, dar eu zic că ați învățat să fiți selectivi. Mulți, mulți. Și cine zice ce zice de gemeni, eu acum vorbesc despre gemenii care s-au transformat în bine. Apropo de Johnny Depp, pe care îl ador, cu toate aventurile pe care le-a avut, acum pare altceva, valetul de cupe. Părerea mea. Mulțumesc. Valetul de cupe, te rog frumos, poate în trecut. Valetul de cupe pentru gemeni și gemenițe. Valetul de cupe. Valetul de cupe. Aveai semne de foc, semne de aer și semne de apă, mă, special. Iar câte două. Acum mergeți din doi în doi, da? 4 de spade și 4 de băte și 4 de monede? Măi, 4, 4, 4. Chestiuni care țin de casă. Da? Aspecte care țin de genealogie. De stabilitate. Care se regăsesc sau se... sau vă influențează casa 8-a moștenirilor, a banilor, da? Vă vindecați de persoanele imature? Ați început să vă vindecați de persoanele imature, de persoanele zgârcite și persoanele care se gândesc doar la bani? Ia uite, eremit. Ia uite. Opoziția fecioară pești, da? Foarte spirituală. Dacă nici asta nu e o poziție spirituală, ce ar mai fi? Gemeni care și voi sunteți mercurieni. Da? Această opoziție creează cuadraturi cu planetele voastre. Și provoacă. 4, apropo de cuadratură. 4, da? Se creează un pătrat. Provoacă la transformări. La trezire spirituală. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Totul deja schimbă nuanțele. Nu mai e lumină, nu mai e întuneric, e clar obscur. În continuare, în prezent. Turnul, wow! Să sperăm că e de bine. 3 de spade. Și regina de băte. O femeie atractivă, pasională, dezamăgiri și evenimente neașteptate, dar hai să vedem. Așa, doar fără clarificări. Ia, clarifică-ne turnul pentru gemenuți și gemenuțe. Evenimente neașteptate. Se dărâmă vechea structură, apropo de 4-4-4-4. 4 sunt structuri stabile, încăpățânate, se dărâmă. Turnul are la bază 4, în principiu, dacă nu este pentagonul. Sau piramida. Nu, ideea este că are bază, are stabilitate, da? Teoretic așa ar fi trebuit, dar dacă apare turn înseamnă că n-a fost, da? 4 invers. Înțelegeți. Hai, clarificăm turnul pentru gemenuți și gemenuțe.
Pentru cine a călcat în afara casei, viști afară! Hai! Valea din spațiul meu, sacru! Spațiul în care ne aflăm este un spațiu sacru. Da. 4 de cupe. Nu mai vreți. Poate să fie o soție cu regina de monede, mamă, care a jonglat între una și alta. Iar apare împăratul, care s-a simțit părăsit, eventual, cu toată dragostea pe care a avut și adevărul, magicianul, sunteți voi, v-ați simțit trădați. O să vedem dacă mai e nevoie de clarificări la 4 de cupe, dar e al câte la 4, 4, 4, 4, 4 și mai avem și un împărat. Mai. Nu prea e vibrația voastră, 4. Voastră e 3, 3 și 0. Aici e transformarea, trebuie să reveniți la voi, la 3, la cel care comunică, creează. Crește. Clarificăm 3 de spade. 3 de spade sub 3 de spade. Sunteți nebuni? Nu voi. Nu. Evident că nu. Dar ceva, ceva este. 3 de spade. Știți ce simt acum până în clarificare? Cine v-a rănit, în acest moment suferă. Pentru că voi începe să vă vindecați. Fâști! Pleacă din spațiul meu, te refuz. Refuz? No, mercy! Ce împăcare! Ce... Hai, măi! Ai făcut destule, nu mai vrem împăcări. Așa simt acum. Eu știu. Hai să vedem, 3 de spade. Cu turnul Iosep... Oh, wow, sunt prea multe. Leu pasta 3. Wow, regele de spade. Sunteți voi. Repuneți granițe personale. Vedeți, uite, spânzurat-o. Lucrurile dintr-o altă dimensiune. Altă dimensiune mult mai spirituală. 3 de spade, vedeți că v-ați mințit. Ați fost mințiți, da, dar și voi v-ați mințit. Cine a fugit? Ia uite, măi, turnul. Turnul aduce trezire. Turnul și cu soarele. Trezire dincolo de minciuni, de iluzii. De iluzii. Pf, am fiori. Ia uite, remitul. Moarte. Transformare totală. Avem scorpion, avem fecioară, avem peștrac, scorpion, avem... De toate pentru toți. Soarele, leu, leu, leoaica, orgoliu, în fine. Să zicem. Berbec, săgetător. Nu contează. Da? Se vede. Transformarea prin care treceți. Asta e. Am zis, când apare 7 de spade, nu doar că cineva ne minte, cineva fuge de trezire sau de dragoste, sau de aia, sau de ailată. În acest caz, cineva a tot fugit de această trezire. Dar ea vine. No matter what. Știți ce melodie îmi vine acum în minte, dar nu știu dacă mi-aduc aminte titlul sau versurile. Cum îi spune? Johnny Cage? Ceva de genul, de ceea ce fugi, nu ai cum să scapi. Vai, o să încerc să-mi aduc. Ia să vedem dacă reușesc. Dați-mi un pic voie să caut pe YouTube. Johnny, ia. Poate pe cineva cheamă Johnny? Ion, Ioniț, Ion, Nela, Ionuț, Cash, Johnny Cash, da, Johnny Cash, stați un pic, da, Johnny Cash, așa, Johnny Cash, apropo de bani, cineva va juca pentru bani, poate și voi ați jucat pentru bani, unii, nu toată lumea, unii, cu aspecte în gemeni, Johnny Cash, hurt. Da, Gods, Gonna Cut You Down. Ia, ascultați un pic. Stați un pic să fie publicitatea asta. Poți să fugi de judecată, apropo, de trezirea aceasta, de judecată, dar n-ai cum să fugi prea mult timp.
Că judecata, trezirea vine după tine, după fiecare. Ia uzi. Asta ne aduc aminte. Runner, cel care fuge. Fuge ca să fie, ca să nu fie acuzat, dar tot mai devreme sau mai târziu tot va fi acuzat. Poate nu-i vorba de voi, poate e vorba de cei care v-au mințit, cei care... Da, ascultați melodia, că este superbă. Este superbă. Și nu fi întâmplător. Da? Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, puneți granițe personale. De ce v-ați luptat cu cei care v-au rănit? Pentru ce? Nu. Și regele de spade poate să fie și un avocat, o avocată, cineva care face dreptate, care gândește limpede. O variantă a voastră superioară. Da? Pentru că șapte de spade e o variantă a gemilor sau a semnelor de aer, cineva cu marcaj în semn de aer, care nu se ridică la înălțimea vibrației. Da? Semn de aer, vibrație joasă, semn de aer, vibrație înaltă. Dar pentru astea nu trebuie să treci prin transformare. Hai să vedem, regina de câte invers, clarificăm regina invers. Probabil că e o variantă negativă a ei, dar hai să vedem. Regina de câte, clarificăm regina de câte. Clarificăm regina de câte. În prezent pentru... Ia uite, nouă, am zis, blocați. Nouă, sau poate că un semn de foc vă blochează, dar nu cred, musai. Voi învățați să blocați oamenii care, apropo de energia aceasta de foc, prea atractiv, care își folosesc sexualitatea într-un mod neadecvat. Nouă de bute. Și regina de bute. Asta e. Ia uite, iar moarte și renaștere. E o aventură cu valetul de bute. Valet? O aventură. Care s-a lăsat și cu probleme financiare. Bărbatul divin. Bărbatul asumat. E aici un bărbat cu potențial. Dar care probabil s-a lăsat atras într-o situație mai prejos, aș spune. Mai prejos de potențialul său. În continuare, șase de spade. Iar. Refuzați, îi excludeți pe cei care v-au creat atâtea probleme și șase de spade. E o călătorie mentală, eliberare mentală. Mergeți către soare, am văzut turnul și soare, da? Ia uite, nu, l-ați văzut, da? Ia uite, șapte de spade, iar șase, șapte și asul de bute. Dar hai... Veți fi puși la un moment dat să alegeți dragostea, dreptatea versus oamenii aceștia care sunt atrăgători, sunt intenși, dar v-au creat multe probleme. Hai să clarificăm totuși. Clarificăm șase de spade pentru gemenuți și gemenuțe. Posibil în momentul în care vă eliberați de acel personaj, iar să revină, ar fi mare prostie din partea lor, dar... Dar unii, din păcate, nu se pot vindeca. Însă, hai să vedem. Șase de spade în viitor. Oh, apropo de transformare, moarte și renaștere. De eremit, noaptea întunecată a sufletului. Sunt foarte multe cărți, dar observați și voi un om de cupe. Eliberare mentală, emoțională. Însă.
Interesant, unde s-a oprit? Fiți atenți! Șapte de spade și mare preot și regele de monede. E o căsătorie în care acolo se minte, se falsează, se creează iluzia stabilității, a tradițiilor. Sunt iluzii, sunt minciuni. Roata norocului. Roata norocului aduce karma. Karma e nevăzută. Și da, pentru confuzii se va plăti, se va plăti. Interesant. Ce a apărut valetul de spade? Sunteți voi, gemenilor. Eventual studiați. Eu, o natură studioasă. Valetul de spade studiază cum să se elibereze, mai ales dacă ați avut de-a face cu narcisiști. Uf! Pacasă, care au încercat să profite, narcisiștii profită din toate punctele de vedere. Greu este să te eliberezi și eliberările nu pot fi bruște, pentru că aceștia nu înțeleg ce înseamnă eliberare, nu înțeleg ce înseamnă relație sănătoasă. Trebuie să vă eliberați strategic. Dar uneori, dacă nu se poate strategic, na, asta e. Însă, valetul de spade și șase de spade. Până una alta aș mai spune ceva, că dacă voi vreți să vă eliberați, persoana de care vă eliberați, aceea lipsită de consistență, aș spune, vă urmărește. Chiar dacă voi vă treziți, ei nu se trezesc. Ia uite. Voi vreți să renașteți din aceste conflicte și minciuni? Avem, iau de 4, 5, 3 de 2 ori, 3 de spade, 4 de spade, vindecare, 5 conflicte, 6 liberare, 7 de 2, 3 ori am tot văzut. Ce se întâmplă aici? Da? Gemini? Trebuie să manifeste o nouă viață, să manifeste dragoste, renaștere. Și trebuie să muncească la această renaștere, dincolo de aceste conflicte. Hai să vedem. 7 de spade. Clarificăm șapte de spade. Oh, sunt multe. Dar pare interesant, șapte de spade, șapte de cupe. Confuzii. Cineva tot minte, tot creează confuzii? Ia. E personaj din trecut. Valetul de cupe. Un personaj imatur emoțional care jonglează între două situații. Da. Imatur emoțional, tulburat emoțional, bărbat, femeie, nu contează. Probabil că încearcă să se împace, să creeze o jonglerie și să vă prindă iar în karmă. Fiți atenți. Ia uite, moarte și renaștere. Băi, nu se poate. Regina de spade, de bâte. Înțelegeți. Înțelegeți adevărul în legătură cu acest personaj, probabil cu care aveți copii din copilărie. Blocat. Blocat, blocată mental. Clarific. Șase de cupe. O situație din copilărie sau e mai veche? Dacă nu e din copilărie, este un fost, o fostă. Clarifică masul. Ia, uite, noi, tot nici nu dă voie. Eliberați-vă. Eliberați-vă de acest blocaj. Da, măi, da, capi, da. Uite, și capi vrea să iasă afară, dar deocamdată nu poate să iasă pentru că nu-i dau eu voie să iasă, pentru că îi cam doare piciorușul. Asul de bâte. Temperanță. Asul de spade. Vindecați-vă. În spatele blocajelor creșteți voi, revigorați-vă. Regina de bâte apare iar de mai multe ori, asul de bâte. Revigorați-vă dincolo de granițele pe care trebuie să le puneți față de acești oameni care v-au mințit. Găsiți-vă echilibru emoțional, conexiunea cu spiritualitatea. Acesta este adevărul la care trebuie să vă conectați. Casă. Creați în continuare. Oh, ca să creați, ca să investiți.
după, cum să zic, să investiți cu spor după acest turn, iar apare turnul. După acest turn, după această separare, după aceste zdruncinături, trebuie să vă recreați. Da, apare și 30, ia, am zis 29. 29, e un personaj, o femeie matură, eventual, justițiară, corectă, care influențează povestea asta în bine, într-o anumită formă. Zic influențează pentru că variază de la un la altul această influență. Hai să vedem, gemenuți. Mesaje. A tot apărut turnul, din câte mi-aduc aminte, așa vag. Mai a apărut turnul nou. Eu. Fiți autentici. Fiți autentici. Da. Și practicați compasiunea față de acești mitomani, mitocani, poate să fie și la feminin, da? Oameni, 15, interesant, energie toxică, diavolul, da? Lucrurile sunt mai profunde, poate sunt chestiuni din copilărie, traume din copilărie, de ale lor, oricum. Nu-i puteți vindeca, voi să se vindece, să se ducă la psiholog, da? Voi trebuie să vă vindecați pe voi, deocamdată. Ce capi? Apropo, și de capi care, deocamdată, nu poate să meargă, da? E o chestiune, Mercur, comunicare, mers, călătorie, traume. Practicați compasiunea. Vedeți lucrurile, am zis, dintr-o altă perspectivă. Îmbrățișați-vă emoțiile și regretele și speranțele și iubirile. Dați-vă timp de relaxare. Și nu uitați, 16. Interesant că e numărul turnului. Dragostea este peste tot în jurul vostru, va veni. Și ceea ce trebuie să întâlniți, dar în momentul în care rămâneți, vă descoperiți adevăratul vostru eu. Pentru că poate că erați pe aproape, dar mai erau niște lucruri de descoperit. De-aia încă sunteți în transformare, de-aia ați suferit atâta. Poate că vă mai păcăleați în niște relații, în niște privințe. Hai să vedem. Mesaj, advice. Sfătulețe pentru gemenuți și gemenuțe. Keep your heart. Păstrați-vă inima deschisă. Calmați-vă emoțiile. Chiar dacă uneori vă simțiți că vă enervează personajele respective care v-au trădat, v-au așa. Da. Nu uitați că aveți o valoare, trebuie să o descoperiți în această autenticitate, în acest nou eu pe care va trebui. Da? Deschideți capacul și să renașteți. Dați-vă timp să respirați, să vă relaxați, cum am zis mai devreme. Și cool your emotions. Exact ce face regele de spade. Calmați-vă. Emotions. Apropo de inimă. Inima reprezintă emoțiile, da? E îndurerare, e dezamăgire pentru unii. Dar calmați-vă. Puneți granițe personale și vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Faceți un pic de yoga, eventual. Eventual învățați unii dintre voi, treceți de aceste insecurități. Da? Ia uite, lăsați trecutul în urmă. Treceți de aceste insecurități și învățați să vorbiți în așa fel. Să nu uitați că ceea ce vorbiți se manifestă. În momentul în care înțelegeți lucrul ăsta, chiar dacă mai aveți o scăpare, imediat vă reveniți, pentru că, ceea ce spunem se manifestă mai devreme sau mai târziu. Așadar, aveți grijă de voi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne auzim și la alte etalări, la alte zodii, pe unde mai aveți voi lună, ascendent sau ce o-ți avea voi de urmărit. Numai bine, ceau, ceau. Aveți grijă de voi, da? Vă pup și vă iubesc.